Marți la miezul nopții, polițiștii de frontieră au luat la control un microbuz în care se afla și prahoveanul în vârstă de 30 de ani, care era dat în urmărire internațională. Individul avea de executat o pedeapsă privativă de libertate și asta pentru că în urmă cu ceva timp săvârșise infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, dar și pentru comiterea unei infracțiuni la regimul circulației interne. Polițiștii de frontieră au constatat faptul că bărbatul este urmărit internațional, pe numele lui fiind emisă de către autoritățile din România o alertă, fiind căutat pentru executarea pedepsei cu închisoarea de 6 ani și 10 luni, în urma comiterii infracțiunii de constituire de grup infracțional și înșelăciune. Tot în punctul de trecere a frontierei Giurgiu, tot la începutul acestei săptămâni, un alt cetățean de origine bulgară, însă și el dat în urmărire prin Interpol, a fost depistat de polițiștii giurgiuveni. Acesta s-a prezentat la efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de intrare în țară, călătorind ca pasager într-un microbuz, doar că oamenii legii l-au oprit și l-au predat autorităților. Procedând la verificarea documentelor, polițiștii de frontieră au constatat faptul că persoana în cauză era dată în urmărire internațională pentru executarea unei pedepse privative de libertate de un an pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației rutiere, alertă emisă de autoritățile române. Polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria persoanelor în cauză, acestea fiind predate unei echipe operative din cadrul IPJ Giurgiu în vederea luării măsurilor legale.